Hei, salut, sunt Știri Bobădim, revin cu un nou tutorial. După câte am observat, sunt multe persoane care doresc să învețe a prelucra poze, chiar cele mai simple lucruri, dar le este foarte greu începutul. Astăzi și în câteva viitoare lecții vă voi vorbi despre micile avantaje în prelucrare și cum vă vor ajuta în lucru. În acest video voi discuta despre layerele ajutătoare, în engleză Adjustment Layers. Toți știți despre aceste layere. Image, Adjustments, Brightness, Contrast, Curves, Exposure și restul care sunt aici. Cineva se folosește de mai multe, cineva de mai puține, dar în final oricum vă folosiți. Care este dezavantajul acestora? Ele nu pot fi schimbate pe viitor. De ce pe viitor? Dacă salvăm fișierul, închidem, deschidem din nou fotografia, nu contează când, mâine, poi mâine, peste un an, acele modificări asupra contrastului, luminozității, etc., vor fi pierdute. Și originalul pozei desigur că va fi pierdut. Cu experiența acumulată, vă interzic să folosiți în așa mod adjustment-urile. Cea mai efectivă metodă de a le aplica este următoarea. Butonul de a crea un adjustment layer și apoi alegem adjustmentul care dorim. Ca să fie mai clar, voi arăta în practică. Spre exemplu, doresc să fac o poză alb-negru. Fotografia este deschisă. În primul rând, vă arăt cum de obicei fac toți. Image, Adjustments, alegem Black and White, apoi setăm acest adjustment. Facem schimbările. Nu contează ce schimbări, apăsăm OK. Poza e alb-negru, dar după ce am apăsat OK, nu mai putem schimba nimic. Doar dacă întoarcem cu un pas în urmă, apăsând combinația de taste Ctrl-Z, așa, și iarăși facem aceeași schimbare. Adjustments, black and white, niște schimbări mai radicale. Alt rezultat dorim. Apăsăm OK, dacă nu ne place, iarăși Ctrl-Z, image și tot așa mai departe. Acest pas de întoarcere înapoi putem să-l facem doar în momentul când lucrăm. Dacă salvăm și deschidem din nou poza, nu vom mai avea originalul la poză. Această metodă este greșită. Acum îți arăt cum de folosit mai eficient aceste layere. Fotografia este deschisă deja și creez un layer ajutător. Create Black and White. Iată layerul care este plasat mai sus de original, acesta este și layerul adjustment, adjustmentul layerul. Mic ajutor, dacă mini fereastra cu setări nu a apărut, facem pasul următor. Window și bifăm adjustments. Mai departe. Aici sunt aceleași setări ca în prima metodă care am arătat-o. Schimbăm puțin luminozitatea culorilor să fie fotografia mai contrastă. Coborâm culoarea verde pentru a evidenția persoana de pe fond. Iată așa. Ridicăm culoarea roșie și galbenă, puțin, pentru a lumina pielea feții. Iată, așa e bine. Micșurăm culorile albastră, pentru contrast, și turcoaz. Pe viitor voi zice la această culoare, voi numi această culoare cyan. E mai cu mult mai comod. Puțin mai coborăm încă verde, culoare verde. Iată, așa, e bine contrastul. Poza e alb-negru, e gata, dar ar fi bine de dat un mic contrast. Desigur, cu ajutorul la adjustment layer folosim curbele, curves. Iar creăm adjustment, curves, alegem setarea implicită, linear contrast, RGB, linear contrast, iată aici. Iată și finalul. Pentru a vedea cum a fost, înainte și după, ținem apăsat pe tasta Alt și clic stâng pe ochiul îndrept cu originalul. Iată așa. Color, black and white. Fără contrast, dacă vrem să vedem fără curves care le-am aplicat, iar apăsăm pe ochi, e mai bine așa. Acum îți arăt avantajul lor. Poți să le schimbi, poți să le ascunzi, adică să nu aibă niciun efect asupra pozei, poți să le ștergi și asta oricând dorești. Să vedem. Salvez, File, Save, închid, deschid din nou același fișier. Facem schimbări chiar în adjustmentul layer-ul care l-am creat mai înainte. Așa, dăm verde, efectul se vede în timp real,
și se aplică automat asupra fotografiei. Așa, ridicăm puțin galbenul, roșul puțin mai jos. Așa e bine. Și ridic puțin contrastul. Aleg curves. Iată așa. Iată așa. Voila! Iarăși alb-negru, dar diferit. Cu ajutorul la doar două adjustment layere. Simplu, comod, eficient. Ne auzim în următoarea lecție. Aloha!